Veniți cu credință, prin bucurie, veniți, o veniți toți la Betleem. Iată-L în paie, rege al măririi, veniți să ne închinăm Lui, veniți să ne închinăm Lui. Strălucitor de dimineață. Doamne, ești viața, ești începutul și sfârșitul, ești mirele scump, ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, binecuvântat să fie numele Tău. Doamne Iisuse, ne-am adunat înaintea Ta. Vrem și anul acesta, prin voia Ta și prin harul Tău, să sărbătorim venirea Ta în lumea noastră. Din toată inima ne închinăm înaintea Ta. Din toată inima Te onorăm pe Tine. Doamne Iisuse, îți spunem, bine ai venit în lumea noastră. Doamne Iisuse, îți spunem că Te adorăm. Îți spunem că Te iubim. Și îți spunem că tot ceea ce avem și suntem, avem de la Tine și suntem prin Tine, glorificat să fie numele Tău. Vino între noi prin Duhul Sfânt și binecuvântă toată lucrarea, binecuvântă fiecare persoană din fața locului, binecuvântă musafirii casei Tale, binecuvântă bolnavii bisericii, pe cei necăjiți din biserică, Doamne, Te rugăm să dai binecuvântare peste fiecare. Te rugăm și în seara aceasta, Doamne, tot ce se va face aici, dorim să fie un dar pentru Tine,
pentru înălțarea numelui Tău, pentru binecuvântarea numelui Tău. De aceea tot ce se face, ce te rugăm, inspiră prin Duhul Tău cel Sfânt. Timpul acesta, al acestei sărbători minunate și în zilele următoare, te rugăm să-L binecuvintezi. Doamne Iisuse, mire iubit, fii binecuvântat și acum și în veci de veci. Amin. 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 Rămânem în picioare și aș vrea să continuăm să ne închinăm și să cântăm, să lăudăm pe Dumnezeu. Următoarea cântare aș fi dorit să văd eu steaua Betleemului. O cântăm așa cum se cânta mai de mult la strofă surorile și la cor intră și partea fraților. Care v-ați făcut timp și ați venit să vă închinați, să ne închinăm înaintea Domnului într-o seară specială, o seară în care am ales ca tematică, ca tema întâlnirii noastre,
daruri pentru pruncul Iisus. Mă rog ca Domnul să ne dea putere să facem lucrul acesta. Ne bucurăm că prin harul lui Dumnezeu am ajuns și în anul acesta să ne bucurăm în casa Lui de această seară, seara de ajun. Așteptăm sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. Am început-o, am intrat în atmosfera ei. Și mă bucur să văd că încă mai sunt pocăiți în Tulca. De mult n-am mai fost așa de mulți într-o seară, într-o dupămasă, în biserică. Domnul să vă binecuvinteze. Avem mai multe puncte în program, începând de la copii, să vedem dacă și grup de familii care vor cânta pentru slava Domnului, fanfara, corul, avem și o meditație, un cuvânt, un mesaj din partea fratelui Ionică. Prin ceea ce vom face, prin cântarea noastră, prin meditație și prin tot ce facem, dorim să aducem un dar pruncului Iisus. Înainte de a asculta prima cântare a fanfarei, vă rog frumos să vă salutați, să vă urați sărbători fericite, să vă salutați unul pe celălalt, să vă zâmbiți unul celuilalt și în special salutați musafirii care sunt cu noi. Thank you.
dă pe din afară. Mai ales la Liviu, la Bas Rigor. Nu știu cum va trebui Andrei să găsește o modalitate să schimb, că numai pe el l-au. N-au pamfara. Dar de fapt, la Crăciun asta spuneam că trebuie să fie bucurie. Să fim plini de bucurie. Știți că despre magi se spune că ei au intrat în palat să caute pe împăratul pe curând născut. Și nu era acolo. Când au ieșit de la Irod, au apărut steaua. Și ce spune cuvântul Domnului? Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Citeam un articol scris de fratele Petrică Lascău, e pastor pentecostal, și imediat după Revoluție a scris un articol și spunea că eu am crezut că magii sunt baptiști. Am crezut că sunt baptiști pentru că magii sunt oameni înțelepți. Și spunea, mă, baptiștii sunt oameni mai cu carte, mai cultivați ca noi, ca pentecostalii. Dar să știți că nu sunt baptiști, sunt pentecostali. Pentru că ori văzut steaua, n-au mai putut de bucurie. Bucuria o dat în afară. Și vă dați seama cum și-o imaginat el, cum s-au bucurat magii. Păi zice, baptiștii, ei n-au voie să se bucure în exterior, ei n-au voie să zâmbească, că sunt puși sub disciplină. Dar noi, penticostalii, noi ne bucurăm, suntem plini de bucurie. În seara asta suntem creștini. Creștini care îl avem pe Hristos și pentru că îl avem pe El în inimile noastre, nu mai putem de bucurie, suntem plini de bucurie. Și dorim să dăm în afară această bucurie prin cântările noastre și prin tot ceea ce vom face aici. Ascultăm pe ei. La nașterea Domnului Hristos, doar puțin s-a bucurat. Lumea de atunci nu-L văzuse, dar nici ne-a interesat. Doar niște oameni smeriți au primit această veste. Cei de jos neînsemnați au găsit pruncul în iesle. N-a avut ca alți copii, pătuți moale să se culce, leagănul i-a fost o iesle, însă el a fost un rege. În Israel se arătase, steaua lui acolo a răsărit. Pe înțelepție a fascinat și pe rege l-a găsit. N-a avut Iisus o casă, nici locapul aș îl pune, însă el stăpân pe toate să vârșea câte o minune. Fără avere, fără bunuri, fără holde, fără vii, a înmulțit pâinea și pește, a hrănit câteva mii. Într-o lume infestată și distrusă de păcat, a venit Mântuitorul, dar pe el nu l-a afectat. Răul în care zăcea lumea, la cruce s-a dovedit, n-a fost moarte mai crudă pentru niciun osândit. A răbdat crucificat pentru a noastră mântuire, a fost aspru pedepsit răscumpărând o omenire. Sunt puțin acei ce au plâns și i-au lăcrimat, însă soarele s-a stins, pământul s-a cutremurat. La un loc pus cu tâlhari, sus pe cruce țintuit, El a înviat din morți și moartea a biruit. El a biruit păcatul pe Satan și boldul morții. Este în glorie la Tatăl. El este lumina vieții. Să cântăm și să-i dăm slavă Domnului că se cuvine. A Lui este cinstea și onoară și întreagă moștenire. Gloria toată și slava să-i dea numai Lui oricine. Măreția și puterea pentru veci Hristos de ține. Să
vrămășală și multă cheltuială de Crăciun. Omenirea se frământă, dorind să sărbătorească, se trudesc peste măsură pentru ziua de ajun. Dar un lucru-i dureros, ca uitat să prețuiască, pe cel care ne-a dus pacea și neprihănirea, acel din veșnicie dreptatea și nepărtinirea. A uitat sărbătoritul și prăznesc sărbătoarea, neglijând tot ce important, mulțumiți cu bunăstarea. Crăciunul adevărat nu este doar o sărbătoare, fiindcă Iisus este viu, nu este doar o amintire. Nu-i o sărbătoare tradițională cu care voi vă mulțumiți, ci să doriți mai mult prezența Lui și zilnic să o simțiți. Să ne amintim întotdeauna de ceea ce ne este se născuse, în Betleem și pe cruce la Golgota, mântuirea concepuse. Pentru o lume păcătoasă fu trimis Iisus Hristos, s-a coborât din cer cu iertare, salvând orice păcătos. El a adus împăcarea omului cu Dumnezeu, vestea îmbucurătoare ne-a adus-o Fiul Său, tot la fel și la Golgota nu este doar o amintire. Nu o sărbătoare mare în care tot anul vine. La crucea de pe Golgota, Iisus judecată purtase. Pentru vină și păcat, pentru noi toți, El răbdase. Dragostea sa, Dumnezeu și-a dovedit-o prin Hristos, prin Betleem și prin Golgota, iertând pe cel păcătos. Pentru aceasta îi mulțumim și pentru a sa smerire, nici când să nu uităm de a sa naștere și nici de a sa jertfire. Contemplând neîncetat evenimentele sfinte și divine, ce au adus lumii pierdute, dragoste și mântuire. Amin. Mulțumim pentru cântare, mulțumim pentru meditație, poezie. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Într-adevăr, ce dar să aduc Domnului? Când totul sub cer este al Lui. Într-adevăr, inima noastră să-i o dăm Domnului. Și mă rog și doresc tare mult să văd că și voi îi dăruiți inima și viața voastră Domnului Iisus. Și veți fi binecuvântați. Veți fi binecuvântați în viață. Așa au făcut tinerii bisericii, care au fost ca și voi. La un moment dat, au venit la Domnul Iisus și au predat viața, și-au predat inima, i-au dat inima Domnului Iisus. Și sunt tineri binecuvântați, care în seara aceasta au pregătit și ei un dar, o cântare. Și vrem să-i ascultăm. Îi invităm în față și îi ascultăm să cânte această cântare.
dat seama că de fapt e corul. Puteam să îi pun când trec partea fraților la... Dar au rămas o singură persoană din cor, de la surori, care nu au cântat cu tineri. Și aseară am primit pe telefon un mesaj. Familia Butuc are două puncte în programul din... mai plin de râvnă, așa, pentru Domnul. Când au experimentat mântuirea Domnului Iisus, sunt gata să aducă darul pruncului Iisus. Și prima dată ascultăm pe sora Florentina cu un solo și apoi cred că tot o cântare, toată familia. Așa e trecut, familia Butuc. Și pe fanfară. Căci tu e sărbătoarea cea fără.
veslea ta, ți-aducem inima, ca tu să o curățești și în ea să locuiești, să faci în ea tot ce dorești. Cum îngerii din noaptea sfântă, să vă spun ceva, dacă noi ne ducem la Târnăveni și spune acolo familia lui Turcu să iasă în față și eu și Liviu mă duc. Chiar dacă unul-i Foltus și unul-i Chișă. Noi considerăm că facem parte. Câte luni au trecut de stera? Și-o schimbam numele în Cotrău și gata. Gelu. Familia Botu. Da. No, bun. Asta e. Deci dacă o să anunț familia Cotrău, cine nu-i Cotrău nu mai este. Aici sunt prea mulți cu Cotrău. Mă așteptam și familia Cotrău să pregătească ceva la câți avem în biserică. Familia Fabian să pregătească ceva. Ce familii mai numeroase așa mai avem aici? Da, poate altă dată, dar puteați să îl pregătiți. Acum ascultăm fanfara, ascultăm. Thank you.
uitat. Nu o să uit asta. Așa că ți-i dor din când în când. Apoi, odată pe lună ai putea veni. Ai putea veni, că nu e așa departe, cam 5 ore când nu e aglomerație. Și ce e asta? S-a bucurat mami. Andreea și cu Eve, ascultăm. Și apoi grupul de băieți, de bărbați, au pregătit și ei un dar pentru Domnul Iisus. Oh,
Mulțumim surorilor, mulțumim pianistule, mulțumim tuturor celor care ați cântat, mulțumim frate Sandu pentru sonorizarea extraordinară care ne-ai dat-o la cântarea asta în seara asta. Domnul să fie slăvit! Amin. Inima mea a fost mișcată și cercetată și cred că mâine mai cântați odată. Ascultăm acum grupul de băieți. Pace mi-a adus, bucuria este mare în cer și
orice punct putea fi aplaudat în seara asta. Și fanfara, urmează și corul, și mai avem o familie cu două puncte în program. Dar a trecut mai bine de o oră și trebuie să ne ridicăm în picioare, să ne înviorăm un pic și cântăm și o cântare. Așa că haideți să cântăm din cântarea 489. Invităm cei care sunt la închinare să vină în față și îi rog pe frații de la fanfară să treacă la cor. Cântăm din cântarea 489.
Noi suntem familia Iovani. Ne bucurăm să fim și de Crăciunul acesta cu voi. Ultimele ani am lipsit. Dar vrem să avem bucurie, pace în inimă și cântările care le vom cânta o să vorbească despre asta. Mă bucur că vă văd bucuroși. Foarte mult zâmbet aici. Și vreau să aveți pace în aceste sărbători, liniște, să găsiți adevăratul dar și adevărata bucurie. Cântați cu noi, sigur că cunoașteți cântările, cel puțin câteva dintre ele. Și, și bine ați venit acasă! Îți urăm bun venit.
să mântuiască. Ce minunat împărat, ce minunat împărat. Să lăudăm pe Dumnezeu cu tot felul de instrumente. E ceva nou. Felicitări, George, ne-ați făcut o surpriză, mulțumim că ai venit de acasă. Ți-am spus eu, o dată pe lună. O dată pe lună și aveți... Vrem să ne ascultăm corul. Mai aveți două cântări sau una? Una. Bine.
să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Doar două versete citim în seara aceasta. Din Evanghelia după Luca, din capitolul 2. Versetul 13 și versetul 14. Evanghelia după Luca, din capitolul 2. Versetul 13 și versetul 14. După ce citim acest cuvânt, o să ne rugăm lui Dumnezeu și rog pe fratele Laviniu Vidican să ne conducă rugăciunea de cerere înspre Domnul. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului. Da. Vreau să vă mulțumim pentru darul tău scutremat. Mulțumim. Da. Darul tău de mântuire, Doamne, dormit în Dumnezeu și mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos care a venit în lumea noastră. Slavă ție, Doamne. Doamne, s-a făcut sărac pentru noi ca noi să ne mulțumim. Mulțumim, Doamne. Mulțumim pentru ocazia aceasta de stăm pe unul și de a ne aduce aminte încă o dată de lucrarea pe care tu ai făcut. Da. Doamne, vreau să ne vorbești încă o dată. Amin. Ne cerceteze. Amin. Pe acest sărbător, Doamne, dă-ne bucurii. Te rugăm. Bucuria, Doamne, de fi bucuria, de bucuria de a avea mântuire, Doamne. Da. Vreau să binecuvintez, Doamne, fiecare și pe care este la locul acesta. Amin. Să cunoască această sărbătoare. Amin. Să leagă ca are nevoie mai mult și mai mult de tine. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne. Amin. Ocupăm locurile. Pentru mine seara aceasta a fost o seară minunată. I-am spus, frate Veniță, faptul că în ultimii ani, în seara de ajun, când am fost acit, parcă asta a fost cea mai specială, cea mai reușită. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau să spun că dacă familia Cotrău, Ioan, fată să mai mulți Ioan, mă rog Domnului să aducă ziua când să fim toți împreună. Amin. Am fi 23. Știți? 23. Domnul fie slăvit. Miriam aici cu noi. Acasă am invitat-o să vină la Amvon, să stea lângă mine. Și au zis că numai după ce se termină biserica. I-am spus, poate să vină, să stea aici. Apreciez și eu și sunt încântat de tot programul care a fost, de cântările fanfarei, ale corilor, ale corului, ale familiilor, a copiilor, a tinerilor, totul a fost excepțional. Tema serii este daruri pentru pruncul Iisus, cadouri pentru pruncul Iisus. Toate cântările acestea au fost un cadou pentru pruncul Iisus și l-am numit cadoul acesta cadoul audibil. Audibil. M-am inspirat de aici, din textul, din versetele acestea pe care le-am citit.
a fost cadoul audibil. Trebuie să-i aducem Domnului și cadouri audibile. Și aș vrea să mă apropii de text, să încercăm să analizăm puțin și aș vrea să spun că primul cadou, în ordinea lucrurilor, primul cadou pentru Domnul Iisus în normalitatea relației cu El este, s-a cântat în multe cântări și s-a amintit, se punea în prima cântare întrebarea: adus ai tu inima ta predându-o lui Hristos? De aici începe. Să-i dai inima Domnului Iisus. Nu voi uita niciodată când s-a întâmplat în viața mea lucrul acesta. Și toți care au făcut acest lucru nu pot să uite niciodată. Cum să numim darul acesta? Avem și medici printre noi. Eu în vorbire fac multe greșeli. Asta e adevărat. Și în exprimare și așa mai departe, câteodată mă grăbesc, mă pripesc și eu ca Petru și fac greșeli, toți greșim. Să-l numim cadoul cardiac, cadou inimic, așa, fac greșeli. Îl numesc simplu cadoul interior. Și de aici se începe. Cadoul interior. Cadoul interior e primul. Cadoul audibil. Cântarea, mulțumirea, lauda. Cartea Psalmilor îi plină de îndemnuri: laudă pe Domnul, strigați de bucurie. Este darul audibil. Dar mai este un dar concretizat, să zic așa, în mai multe ingrediente, dar e același. Darul vizibil. Darul interior, darul audibil și darul vizibil, care se vede. Și deodată. Și deodată. Așa începe versetul 13. Ce se ascunde în expresia aceasta? Se ascunde faptul că în momentul acela s-a petrecut ceva brusc, ceva neașteptat, neanunțat, inopinat, surprinzător. Dumnezeu lucrează așa uneori. Brusc, neanunțat, surprinzător. Așa lucrează câteodată Dumnezeu. Ce s-a petrecut așa deodată? Trebuie să luăm contextul. Și două lucruri s-au petrecut așa deodată în noaptea aceea. Apariția unui înger cu un mesaj de bine. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp, făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slavă Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, așa nu vă teme și așa mai departe. Și iată că un înger al Domnului, deci deodată, când ciobanii erau lângă turmele lor, nu știm la ce s-o fi gândit, așa, deodată, deci deodată apare un înger cu un mesaj, cu un mesaj de bine. Crăciunul ne spune că cerul pentru pământ are un mesaj de bine. Versetul 13. Deodată
împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească. Fiți atenți, n-au avut nevoie de scaune. Câți au fost? 100, 1000, 2000, 5000, nu știu, mulțime. Erau în aer. Asta ne vorbește de o altă lume, superioară lumii noastre. Este o altă lume, o lume minunată cu Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Acolo ne cheamă Domnul pe fiecare, în lumea aceea veșnică, lângă Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin. Despre ce este vorba aici? Cum să numim această mulțime? Îngerul cu mulțimea. Deodată cu el s-a unit o mulțime de oaste cerească. Să o numim neașteptată, uniunea aceasta o numim celestă, o numim strălucitoare, transumană, fermecătoare. Cât farmec a fost acolo, în uniunea aceea, în cântarea lor, nu putem să exprimăm în cuvinte. De aici aplicația pentru noi sau ideea pentru lumea noastră. Domnul Iisus a venit să realizeze cea mai fermecătoare fuziune, uniune, biserica, mireasa lui Hristos. Care mireasă n-a fost frumoasă? Toate miresele sunt frumoase, dar mireasa lui Hristos e mai frumoasă. Deci Crăciunul are și acest mesaj. Hristos vine ca să realizeze cea mai fermecătoare uniune, formată din oameni mântuiți, dintre toate popoarele, din toate limbile. Și harul acesta este și pentru noi. Să venim la cadouri, la daruri. Cadoul interior, numit cadoul dedicării, consacrării. La Proverbe 23 cu 26 citim: Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Domnul Iisus e darul lui Dumnezeu pentru noi. Acest dar mă obligă pe mine și eu să-i dau dar. Și darul interior este darul inimii. Ar trebui să fie primul. A fost foarte frumos când am văzut că în atâtea cântări era problema aceasta a inimii, să-i dăm inima Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă citesc din ediția veche de cărți de cântări, din cântarea 545, doar prima strofă. Este experiența unui om care și-a predat inima lui Dumnezeu și spune așa: Inima mea ți-o dăruiesc, Doamne, căci doar Tu m-ai creat. Inima Ta din lume să-mi o dai, astfel Tu m-ai rugat. Din dragoste ți-o dau, Iisuse. Tu-mi dai doar fericiri nespuse. Inima mea, inima mea. Darul interior. Frați și surori, dacă i-am dat inima, haideți să-i o dăm și în seara aceasta, să-i o rededicăm în rugăciune, fie la biserică, fie acasă, spune-i: Doamne Iisuse, îți rededic inima. Doamne Iisuse, mă consacrez din nou. Mă predau din nou ție. Vreau să fiu al tău. Drag prieten, folosește ocazia aceasta.
Dă-i inima Domnului Iisus. Adu-i darul acesta. Spune-i, Doamne Iisuse, inima mea ți-o dăruiesc ție. Din dragoste ți-o dau, Iisuse. Frați și surori, ne-am pocăit. Vreau să vă zic, noi, când luăm lucrarea, trebuie să o luăm ca întreg. Când noi facem lucrurile, trebuie să le facem foarte bine, nu așa de mântuială, să scăpăm de ele. Și atunci se pune problema. Cântarea excelentă, o să cânt așa, și altele excelent. M-am pocăit, m-am botezat. I-am dat inima. I-ai dat inima. I-ai dat inima. Să ne punem întrebare. Darul interior, inima. Domnul să ne ajute. Amin. Cadoul audibil. Lauda pentru Dumnezeu. Cântarea de laudă, rugăciunea de mulțumire. E vorba de cântul îngerului, ce au cântat îngerilor, ce au cântat slavă lui Dumnezeu, au înălțat gloria lui Dumnezeu și l-au slăvit pe Dumnezeu pentru pace. Pentru pacea care vine în lume prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Nu știu de câte ori am citit Biblia, dar am urmărit acum o trimitere la Psalmul 69, versetul 30 și 31, n-am înțeles ce am înțeles acum, când m-am pregătit pentru seara aceasta. Versetul 30 și 31, Psalmul 69. Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laude îl voi preamări. Lucrul acesta, fiți atenți, să cânt spre slava Domnului îi mai plăcut decât un vițel cu coarne și copite, decât o jertfă de animal adusă. Îi mai plăcut. Darul audibil. Cântăm împreună. Când cântăm, aducem cadou Domnului Iisus. Cadou lui Dumnezeu. Și ce spune cântare? Mai frumos nici îngeri nu cântă ca cei din Valea Plângerii. În Psalmul 40, Doamne, mi-ai pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul meu. Sunt unii care nu cântă. Din moment ce i-am dat inima, din moment ce sunt al lui, nu pot face să nu-i aduc darul acesta audibil. Să cânt, să-i mulțumesc, să laud. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul toate popoarele și așa mai departe. Frați și surori, de când sunteți căsătoriți? Ați cântat împreună vreo cântare, soț-soție? Ați cântat vreo cântare? Aici la biserică, foarte frumos, foarte bine, da? Ați cântat o cântare împreună. Mamă, te aude copilul tău cântând? Te aude cântând? Părinților, vă aud copiii cântând? Ne aud cântând? Darul audibil. Te aud vecinii cântând? Poate în ghilimele.